Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei gemeni sau cu ascendent în gemeni, în zodia gemeni. Haideți să vedem cum este posibil să fie săptămâna 23-29 martie 2020 pentru voi. Și haideți să vedem și care sunt cărțile. Prima carte, pe primul rând, să vă arăt sau nu vă arăt, nu știu. Dar vă arăt. Dar nu vă speriați, dar vă arăt. Acum. The Devil. Cartea diavolului. Urmată de cartea sacrificiului. Parcă suntem într-un film horror, dar nu e așa, nu vă speriați. Urmată de această carte, Main Female, o femeie, o figură feminină, un personaj feminin important pentru voi. Pe rândul din mijloc avem Asul de Săbii. Asul de Săbii, urmat de această carte a dezamăgirilor și a pierderii. Of, măi, dar încheiat cu această carte a darului. Pe ultimul rând avem prima carte, Cinciul de Monede, urmat de această carte a pierderii emoționale, a unei suferințe și încheiată cu această carte a sănătății șubrede, ca și semnături energetice. Mă scuzați, da, s-a lipit niște ceară de la lumânări pe cartea mea. Avem energia vindecării, așa că se arată soluțiile, e bine, urmată de cartea percepției sau a echilibrului. Din partea amorului gheboz avem cartea împăcării, poate că cineva din trecut vrea să vină să se împace cu voi, dar avem și cartea codependenței. După care avem următoarea carte care spune Time to go, e timpul să pleci dintr-un loc în care nu îți este bine, dragul meu, draga mea. Următoarea carte este cartea victoriei. The Lookout. Căutarea unei soluții dintr-o situație care arde. Cartea contemplării. Și mesajul de la îngeri pentru voi vine în această săptămână de la Chantal. Haideți să vedem ce se arată pentru unii dintre voi. Eu văd aici două povești și am să vi le spun pe amândouă. Vedeți voi care și cum rezonează pentru voi. Prima este în felul următor. Fie că aveți legătură sau sunteți într-o relație, într-un parteneriat, într-o conjunctură, într-o amiciție, într-o prietenie, în ce vreți voi, cu o persoană reprezentată de energia diavolului și anume știți foarte bine care manipulează, care minte, care face tot felul de nebunii astea. Fie este o persoană în Capricorn sau cu ascendent în această zodie, care v-a făcut să vă simțiți lăsați pe afară, care v-a făcut să vă simțiți singuri, care v-a rănit în toate modurile posibile, pentru care simt că v-ați sacrificat sau considerați în această săptămână că i-ați oferit tot, tot ce se putea oferi și totuși această persoană, fie că nu înțelege limba pe care vorbiți, fie că simțiți că nu-i pasă, indiferent de ce ați face, indiferent de ce ați spune, indiferent de cât de mult v-ați oferit sufletul pe tavă, această persoană e puțin impasibilă, o doare puțin la bascheți de voi, să spunem așa, și lucrul ăsta văd că vă produce această suferință pe plan emoțional. Oricum, planul emoțional este foarte afectat în această perioadă, dar mai vine și această relație, această persoană să accentueze, să apese niște butoane, să zgândărească niște răni. Poate sunt niște traume pe care voi le aveți cumva nerezolvate, poate fi trauma de abandon, pentru că avem acel 5 de monede acolo. Și atunci vă răscolește, vă zăpăcește din toate punctele de vedere și nu mai știți ce să faceți. Eu v-aș sfătui și știți foarte bine să nu, să rezolvați, dacă este vorba de niște traume, să rezolvați ce este pe acolo, pentru că dacă nu eliberați această acumulare de emoții, aceste frustrări, această teamă de abandon, această frică, e foarte posibil, dragii mei, să se ajungă la această stare de sănătate șubredă și nu cred că ar fi tocmai bine. Dacă rezonați cu această poveste, dragii mei, cu ce văd eu pentru unii dintre voi aici, să știți că Universul vă spune foarte, foarte clar, este timpul să plece, timpul să-ți iei tălpășița din acel loc care arde, da?
Ia uitați voi, dragii mei, cât de bine se pupă, să zicem, aceste două cărți în flăcări din acest loc care arde, din acest parteneriat, din această conjunctură în care lucrurile sunt, cum vreți voi, numai favorabile pentru voi nu sunt și ar fi bine să stați să vă gândiți, să contemplați, să stați să vă gândiți ce faceți de fapt voi cu voi. Nu această persoană face această persoană, doar vă apasă niște butoane, vă arată că sunt acolo niște lucruri nerezolvate și acum ar fi momentul să rezolvați aceste treburi. Stați și gândiți-vă că vouă vă faceți rău dacă mai continuați în stilul ăsta. Și ar fi bine să vă luați tălpășița, așa cum spuneam, și să plecați. Poate este cineva care vrea să vină să vă arate adevărul în situația în care sunteți. Să vă spună, alo, geamănule, geamăno, fii atent că situația nu-i faină unde stai. Ai grijă cu această persoană, ai grijă că lucrurile nu sunt așa cum ți se spun a fi. Vreau să te ajut, îți ofer acest cadou sub formă de ajutor, vreau să te ajut, îți spun niște lucruri. Îți spun un adevăr pentru că eu, nu pot să iau cartea, dar este asul de săbii. Eu din afară văd altfel situația. Te rog, trezește-te, te rog, trezește-te, e timpul ca tu să pleci. Această persoană clar, clar vede altfel lucrurile din exterior, dar este o persoană fie pe care voi o cunoașteți, da, mai de mult și vrea să vină în preajma voastră, vrea să se apropie mai mult de voi. Pentru că avem acea carte a reconcilierii, a împăcării, poate să fie vorba despre o femeie, nu neapărat, da, mă rog, este femeia principală, s-ar putea să fie o femeie, o prietenă, o amică, o soră, o mamă, o ceva, ceva important pentru voi, dar nu neapărat familia asta, vreau să spun, care vrea să vină să vă scoată din această situație și ar fi bine să ascultați niște lucruri, că dacă nu le ascultați și stați în energia aceea de suferință, s-ar putea să vă afecteze. Bun, celălalt scenariu este în felul următor. Unii dintre voi aveți în familie o persoană dragă vouă, că e mamă, că e bunică, soră și ce mai departe, sau o prietenă foarte bună, care, pentru care ați luptat. Poate are o suferință, poate are o boală, poate este la pat și ați încercat tot, ați făcut tot posibilul să găsiți o soluție, să ajutați această persoană. Poate v-a și dezechilibrat din punct de vedere financiar acest lucru. Ați ajuns la epuizare, la burnout. Atunci, această carte a diavolului o văd cu totul altfel. Și văd că sunteți la limita puterilor. Numai, parcă v-ați pierdut speranța. Nu vă pierdeți speranța. Dacă aveți o persoană dragă care este bolnavă, nu vă pierdeți speranța pentru că veți vedea în această săptămână apare această energie a vindecării, exact așa cum am spus, și cartea victoriei și cartea echilibrului. Se arată această vindecare. Poate este cineva care vine, poate chiar o femeie, din nou vorbim de această femeie, o femeie nu neapărat femeie, vine cineva cu o soluție, cu o idee prin asul de săbii. Vine cu o idee și vă oferă această soluție. Uite, nu știu, dă-i medicamentul ăsta sau fă-i așa, fă-i așa și veți vedea că acest lucru va avea succes. Această persoană se va vindeca, așa că stați liniștiți, nu mai plângeți, nu se întâmplă nimic mai rău, trebuie doar să fiți atenți în momentul în care apare această persoană și vine cu o idee nouă. Nu știu, dacă voi până acum, dau un exemplu, luați paracetamol, că tot aud de panorama asta, mă rog, de paracetamol vreau să zic, și vine cineva și spune, nu știu mă, dă-i pastile de tuse, pastile de țânțari, nu știu, dă-i ceva. E o idee nouă, nu respingeți din start chestia asta, măcar cercetați. Întrebați în stânga și în dreapta că s-ar putea această idee nouă, acest tratament nou sau, mă rog, aparatură, ce-o fi ideea aia, s-ar putea, din ce văd eu aici, să fie rezolvarea în cazul acestei persoane și această persoană pentru care voi suferiți și pentru care ați tras atât de mult să se vindece. Deci fiți cu mintea deschisă, asta vreau să vă zic, dragii mei.
Iar Chantal vorbește despre primul scenariu, acolo unde cineva vrea să se apropie de voi și vă scutură din temelii și vă zgâlțâie și vă spune că situația în care sunteți cu acea persoană, cu energia diavolului, nu este bună. Chantal vine și spune că este posibil, este mai mult decât posibil, așa se exprimă ea, ca o nouă dragoste să intre în viața voastră. Și spune, rămâi deschis pentru a primi și a dărui dragoste. Poate este un foarte bun prieten, prietenă din copilărie, cine știe, liceu și mai departe, care vede prin ce situație treci, poate avea un crush pentru tine și acum se poate reaprinde această flacără. Deși ajută să ieși de acolo și se poate iniția o nouă iubire. Am vorbit de toți banii azi, dar în fine, e o perioadă mai interesantă pentru mine, așa că îmi cer iertare că nu sunt ca de obicei. Bun, deci dragii mei, gemeni sau cu ascendent în această zodie, aceasta este citirea pentru voi săptămâna 23-29 martie 2020. Dragii mei, oricare ar fi scenariul cu care v-ați regăsit, să știți că se ajunge la victorie, fie că trebuie să plecați de acolo și o să plecați și o să ajungeți victorioși cu o nouă dragoste în brațe, fie că este vorba despre o persoană care are o boală în momentul de față, acceptați ajutorul cuiva, acceptați o idee nouă, căci această persoană, prin acea idee, acel tratament sau ce-o fi, ajunge să se vindece. Deci, dragii mei, puse una peste alta, lucrurile se termină cu bine, așa că vă rog eu frumos, nu stați în acea energie de disperare că soarele iese pe strada voastră, indiferent de scenariu. Bun, dragii mei, aceasta a fost citirea pentru voi. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, și foarte bine, aștept, nu aștept, aia era cu comenturile înainte, vedeți mă ce fel funcționează mintea, bine, aștept și comenturi, veți avea și datele mele necesare acolo unde le știți. Și până data viitoare, când ne regăsim, reauzim și mai era ceva cu re la taroscop, vreau să știți că eu vă pup și vă iubesc.